Salutare, băieți și fete, și bine v-am regăsit la un nou episod din Roblox. Înainte de a începe, dați voi acolo un like și un subscribe. Bun, suntem aici pe un minigame. Orice desenăm, hai să vă arăt, adică ce să mai dăm aici. Draw, să zicem că vrem să facem, nu știu, facem un cerc. Da, bam, dăm o plaie aici frumos, bam, l-am transformat într-un cerc. Deci orice desenăm îi putem lua forma. De exemplu, nu știu, hai să desenăm hai să-l desenăm pe SpongeBob, ok? SpongeBob. Deci în primul rând ștergem pe ăsta și hai să vedem. Deci SpongeBob, luăm galben, pentru că SpongeBob este puțin galben, ok? Tragem, este pătrățos pentru că este un burete de mare. Cred că este un burete de mare. Bam, apoi ne ducem așa. Bam și bam. Bă, eu zic arată bine. SpongeBob pantaloni pătrați. Eu zic că l-am făcut destul de bine. Nu știu exact de ce stă așa într-o parte. Cred că din cauza că l-am și desenat-o puțin ca într-o parte. Bă, dar în rest e bine rău de tot. E bine rău de tot. Dați un like dacă vi se pare amuzant. Bă, nu știu ce să desenez, mă, frate. Uite, bam, bam. Ce-i ăsta? Ce ăla? Ia, că pot și eu să fac așa, fiți atenți. Și dăm aici unde e. Trebuie să avem undeva 3D. 3D. Ah, uite, bă. Uite, bă. Mișto, cuz, ne uităm așa de aici, da. Interesant. Bă, ce să desenăm noi acum, frate? Îl desenăm pe cine? Să-l desenăm pe Sic din Dors sau pe Rush sau pe... Ok, o să desenăm unul dintre ei. Hai să vedem. Din păcate, SpongeBob, te-ai cam dus. O să dăm așa exit. Pe cine să desenăm? Îl desenăm pe Rush sau pe Sic? Ce ziceți? Hai să-l desenăm pe Sic, ok? Cred că arată bine până aici. Wow. O să facem așa, o să scădem opacity asta aici. O să facem așa două din astea, o să dăm și cu alb peste. Ok. Bun, și acum mai facem ochiul său legendar. Uite așa. Și acum îi punem ochiul aici. Ăsta e Sic. Bă, vezi că arată destul de bine. Lăsați un comentariu și voi dacă sunt un desenator foarte bun. Arată ok. Nu prea am făcut eu bine chestiile astea pentru că nu sunt așa. Zici că are sânge ceva, nici nu zici că are, nu știu, gen, e o lumină de bate în el și arată cum arată aia roșie când te alergă, se face așa o lumină roșie și da. Bă, e destul de ok, zic eu. Față de altfel cum am fi putut să-l facem, eu cred că e destul de ok. Hai să ne ducem pe aici. Uitați, băi, ce bine desenez eu, băi. Băi, cine? Bă, ăla nu-i calamar? Ăsta ar trebui să fie calamar din SpongeBob. Wow, cum l-a făcut. Să-l facem noi, să-i arătăm cum să face, așa -i. Normal. Luăm așa culoarea asta. Plecăm așa. Facem capul lui calamar. Bun, el are ceva de genul ăsta. După așa. Fac așa și așa. Să-i facem ochii. Cum are ochii galbeni. Dacă nu vă dați seama eu acum mă inspir. Pentru că da, vă dați seama că nici eu nu. E destul de greu. Ok, o să-i fac ochii. O să-i fac așa. O să-i fac acum, uite, mai așa, să pară că are închiși, puțin, exact cum e în desen, pare nervos, îi facem gâtul, ok, gâtul, hop, așa, ce gât am făcut, mă, facem aici tricoul, bam, 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 i-am făcut puțină burtă.
Acum îi facem mâinile frumos, are o mână așa, o mână așa. N-am colorat tricoul în interior. Wow, ok, îl colorăm acum. Bine. Pac, pac, pac. Am colorat și tricoul și facem și picioarele. Ceva de genul ăsta. Ok. Hop. Hop. Și hop. Ceva de genul ăsta le are. Bine, nu pot să le fac nicio exact. Și acum să-i facem zâmbetul puțin mai gros. Cu 2, cu 3, hai cu 3. Pac. Are... nu i-am făcut nasul, bă. De ce nu zice nimeni că nu i-am făcut nasul? De ce nu mi-a zis nimeni că nu i-am făcut nasul? Perfect. Calamar din SpongeBob. Calamar. Ăsta e calamar, bă, din SpongeBob. Nu ăla ce făcusei tu, băiatul care făcusei tu calamarul. Bă, vezi că l-am făcut și pe ăsta destul de bine. Voi ce ziceți? Bă, eu zic că e destul de ok. Ce să mai facem? Mai facem încă un desen, ok? Cum ar fi să-mi desenez eu caracterul? Hai să-l desenăm pe figur. Ok, îl desenăm și pe figur. O să facem așa cu negru. Ok, o să mărim chestia asta. Îi facem capul lui figur. Pac, ceva de genul ăsta. Pac, îi facem mâinile. Pac, așa. Pac, corpul. Și bam, l-am desenat și pe figur. Păcat, păcat de calamar că-l făcusem bine și l-am desenat și pe figur. Bă, destul de simplu minigame-ul ăsta, trebuie să desenezi ce vrei tu. Dați voi acolo un... A, da, 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 chiar, ia stai. Dați voi acolo un like. Să ne prefacem că e un like, ok? Pentru că... Ok, da, dați voi acolo un like, un subscribe și noi ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa!